Pentru că a reușit să ocupe toate locurile la cu taxă și la fără taxă în anul școlar 2012-2013, anul acesta Universitatea din Suceava a primit mai multe locuri bugetate pentru studiile de licență. Creșterea nu este însă semnificativă. Anul trecut, Ministerul Educației i-a alocat instituției academice din Suceava 1000 de locuri la fără taxă. Numărul de locuri pentru licență a fost mărit cu 20. Am primit 1020 de locuri față de 1000 anul trecut. În rest, toate celelalte cifre sunt identice cu cele primite în primă instanță în anul trecut, atât la licență cât și la masterat, atât pentru români, cât și pentru studenții moldoveni, cât și pentru, cum se numesc acum, români de pretutindeni, introducându-se în această categorie și moldovenii care au studiat în Moldova și obținut diploma de bacalaureat. Pe de altă parte, taxele de școlarizare au crescut cu 14% față de anul trecut. Cea mai mare taxă se înregistrează la Departamentul de Dezvoltare și Sănătate Umană. Este vorba despre 4.000 de lei pe an. Cuantumul celei mai mici taxe de școlarizare este de 2.400 de lei. Atenție însă, cifrele menționate sunt valabile doar pentru primul an de studii. Taxele pot crește în anul 2. Astăzi, practic, am echilibrat taxele studenților cu cât este alocația pe student bugetat la licență, la programele de studiu care au, cum le numim noi, coeficient 1, adică științele umaniste, economie. Rămâne încă un decalaj imens la masterat, unde alocația bugetară este de până la aproape 3 ori mai mare decât taxa percepută de noi. Cât privește modalitatea de admitere la Universitatea Ștefan cel Mare, nu sunt modificări semnificative față de anul trecut. La cele mai multe dintre specializări, admiterea se face pe bază de dosar. Se iau în calcul notele obținute la bacalaureat, precum și media anilor de studii sau media anuală la anumite discipline. Sunt însă facultăți unde admiterea se face pe bază de examen. La Departamentul de Sănătate și Dezvoltare Umană, 50% din media de admitere este dată de o probă tip test grilă la una dintre disciplinele biologie, chimie organică sau chimie anorganică. Iar 50% din medie este dată de media generală a examenului de bacalaureat. La Facultatea de Științe ale Educației, candidații trebuie să treacă de o probă eliminatorie de aptitudini vocaționale, notată cu admis respins. La Facultatea de Educație Fizică și Sport, candidații au de ales între o probă practică la o disciplină sportivă sau un test motric.